Ne-am întors în direct, așa cum știți, de dinainte de pauză. I-am cerut lui Teddy și producătorul emisiunii, fiind excepțional, fiind un profesionist, iată că a găsit și vă în premieră la B1 TV. Iată țările și harta, de fapt, a Europei, în funcție de legalizarea sau nelegalizarea căsătoriilor gay. Drepturile cutare în Europa, da? Bine. Sunt recunoscute căsătoriile... Băi, îmi dai și mie lista? Tot ce e cu albastru sunt țări în care căsătoriile între persoane de același sex sunt recunoscute ca fiind legale. Din Grecia și Italia, din Spania și Portugalia, până în Scandinavia, tot. Nu știu de ce este România cu gri. Gri, nu sunt recunoscute parteneriatele între persoane. Nu știu ce înseamnă roșu. De aia dă să văd ce înseamnă roșu. Teddy, roșu. Constituția limitează căsătoria la persoane de sex opus în Bulgaria, Ungaria, Ucraina, Polonia și două, văd eu, parcă din trei țări baltice. Doar două, da? Repet, Belarus, Ucraina, Polonia, Ungaria, Slovacia. Nu mă, Slovacia nu. Aia hașurată este Germania. Nu, aia hașurată e Polonia. Aia în albastru... Nu, repet. Asta e harta cu țările europene. Partea roșie este cu soții formată, perechea formată dintr-un bărbat și o femeie. M-ați înțeles cum stau... Asta este argumentația mea, domnul Surugiu și domnul Dogaru. De ce în România, într-un viitor foarte apropiat, va fi albastră? Nu va fi. Ba da. Încă mai gândim. Dom'le, bine. Încă mai gândim, dom'le, suntem dumneata, partea civilizației străveche europene. Dacă dumneata mea cred că legislația, că mai bravo. Bine e dușmanul binelui, și dacă legislația europeană a luat o razna pentru salvarea ideii europene, tocmai pentru că suntem parteneri egali, avem dreptul să ne susținem punctele de vedere. Că poate își revin. Pentru că orice aberație legislativă duce la distrugerea civilizației în cauză. Haideți să mai ascultăm o dată pentru a reitera respect față de cei care vin mai târziu alături de emisiunea noastră, că nu toți au fost de la început, partea din intervenția de 5 minute, atât au fost alocate premierului României, 5 minute, în Parlamentul de la... Eu cred că ăștia au știut și lui nu mai mult. Nu. Și a ieșit un scandal mare, am văzut o grămadă de oameni care au făcut scandal, care, mă rog, ori n-au știut, ori... Să știți că 5 minute e foarte mult. De ce? Pentru că Orban, Victor Orban, a primit 8 minute. Într-o ședință de 2 ore. România a primit premierul 5 minute într-o ședință de 1 oră. Ascultă-mă pe mine. Nu suntem în situația Ungariei, care era cât pe ce, dacă nu erau și voturile noastre, primea articolul 7. Situația Ungariei este exact situația în care este împinsă România, domnul Dogaru. Împinsă de cine? De presa din România, care nu înțelege ce face? Băi, Tudore, chiar sunteți cu capul de tot? Sau suntem cu capul de tot? Bă, uitați-vă în urmă cu 10 ani de zile să vedeți că noi românii, prin diferite afirmații, declarații, fuga repede la Bruxelles, la Moscova, cum zici tu, la Washington, așa, fuga peste tot și ne-am denigrat țara. Singuri. Corect. Da? Corect. Cătușe la televizor, da? Nici nu știau, dracului, că vine mascață și... Presa știa cu o seară înainte că urmează să vină nu știu unde, da? Televiziune, cătuși, corupți, dar nimeni n-a vorbit până acum de corporațiile și de licitațiile care erau câștigate și banii mergeau înapoi în Europa, nu se duceau în altă parte, da? 3400 de magistrați urmăriți, doar 50 condamnați. Și noi spunem că distrugem lupta anticorupție în România, nu? Șantaj pe judecători, șantaj pe procurori, șantaj pe polițiști, șantaj pe politicieni și așa mai departe. Pe o legislație noi stalinistă făcută de Monica Macovei, făcută de care doamna Macovei, da, care acum ne dă sfaturi, dumne, ai văzut ce, dumne, cred că dacă răspuns, se întâmplă ceva... Cât mai permitem ca Tismăneanu să ne denigreze ca raportor la NATO, adică la Departamentul de Stat American, și madame Macovei să ne denigreze la Consiliul European? Îi mai permitem lui Tismăneanu să facă ce spui tu, atâta timp cât îi permitem unui udemerist care este europarlamentar al României, să vorbească în maghiară, să denigreze și să acuze România violent, el fiind europarlamentar român. El acolo s-a comportat ca un europarlamentar al oricărei alte țări, Ungaria, ce vrei tu, soluție, ce țară vrei tu? Soluție. Ce soluție? Avem soluția următoare, că am discutat. Ai mai pomenit așa ceva? Soluția este următoarea. Dacă politicienii noștri habar n-au pe ce lume trăiesc și nu fac nimica,
societatea civilă, aia adevărată, din care facem amândoi parte, ar putea să-i acuze pe ăștia de înaltă trădare și să le ceară retragerea cetățeniei. Punct. Nu am venit să dau socoteală. Pentru cine vrem să construim un sistem de justiție viabil în România? Pentru MCV, pentru instituții, pentru magistrați, pentru politicieni? Evident că nu. Trebuie să facem o justiție corectă pentru cetățeni. Ei sunt beneficiarii măsurilor din Parlamentul European sau din parlamentele naționale. De la cetățeni trebuie să înceapă orice discuție. Justiția trebuie să fie garanția că legile și drepturile cetățenești sunt respectate. Salut. Da, ne discutam harta, dă harta pe ecran, pentru că nicio televiziune nu vrea să o dea, pentru că unii manipulează, alții nu știu carte, unii nu știu presă, unii au obligații politice. Noi aici la B1 dăm adevărul. Adevărul îl vedeți în premieră pe ecran acum. Ce vedeți, stimații telespectatori, este harta, dă-mi și mie în plasmă să o văd, că nu bat până la monitorul la Teddy, harta Europei cu legi. Constituția limitează căsătoria la persoane de sex opus, adică bărbat și femeie. Așa arată Europa și, atenție, partea roșie, membre ale Uniunii Europene nu sunt Ucraina și Belarusul. Sunt doar Ungaria, Bulgaria, Letonia și Lituania. Da? Asta este harta Europei. Ca să înțelegeți către ce ne îndreptăm și de ce mi-am permis să spun că partea gri, adică un spațiu fost iugoslav și România, unde nu sunt recunoscute, România, după părerea mea, va fi albastră. Și într-un timp foarte scurt, indiferent de referendumul de astăzi. Situația României este albastră. La ora actuală ni se dă șansa să revitalizăm tradiția, sentimentul național. Pentru că ăsta este ordinul stăpânilor, până și Suedia are partid național care a luat-o. Dumnezeu să-i dreptate. Dacă va fi așa, asta este realitatea. Nu o să mai muncească alții pentru noi să ne plătească. Dacă alții. România intră pe roșu, adică căsătorile să fie doar între bărbați și femeie, eu voi fi foarte mulțumit, sufletește, ca bun creștin ce sunt. Dar să mă duc la un referendum care s-a politizat și a ajuns de la Moscova. Cine l-a politizat? Presa și politicieni. Dar de ce l-a politizat presa? Ce înțelege presa de fenomen? Ce se întâmplă? Ce înțelege? Arată-mi un ziarist care a citit declarația Schumann, de exemplu. Îți spun eu ce înțelege presa, Mircea Dogaru. Majoritatea oamenilor din presă înțeleg ce li se ordonă să înțeleagă. Și cei care le ordonă ce înțeleg, ce le ordonă alții și tot așa. Da. Unde este independența? Unde este dreptul meu de a gândi și de a mă exprima? Eu cred că singura televiziune, și nu cred, dar că nu vreau să fiu absolutist, singura televiziune, stimați spectatori, și m-am uitat atent. M-am uitat aseară la Radu Banciu. Aproape 3/4 de emisiune, nu. M-am uitat la 2-3 emisiuni făcute de colegul Mănăstire. De ce? Pentru că e foarte important să știu cu cine merg în aceeași barcă. Este singura televiziune unde cei care își asumă, realizatorii de emisiuni, de la o oră la alta, au puncte de vedere diverse, argumentate, solide și pertinente, chiar dacă ele nu sunt aceleași. Asta înseamnă o televiziune echidistantă, corectă și asumată. Nu pe comanda patronului, nu pe comanda banilor, nu pe comanda guvernului, nu pe comanda preafericitului părinte, nu pe comanda lui Putin, nu pe comanda lui Merkel, nu pe comanda niciunuia. Aseară și ieri și alaltăieri și azi. Bun. Fiecare, uite, nu știu cei doi care urmează după mine, nu m-am uitat atent la ei, nu pentru că nu e o emisiune foarte tare a lui Răzvan și a lui Radu, dar nu m-am uitat pentru că nu am văzut, pentru că ei au o paletă foarte largă de subiecte. N-au mers pe un subiect N-ai anume. N-ai vrea ca atmosfera de la B1 TV să fie și în Consiliul European? Eu, ca invitat, mă las să vorbesc. Dăncilă a fost invitată, nu mă interesează. Păi, da, ce a citit ea acolo. Nu, hai să spun ceva. De ce au urlat din sală niște europarlamentari? Știi de ce nu se poate? Care echipuri au fost promovați de România? Am avut o discuție asta azi cu cineva. Știi de ce nu se poate? Mai repet o dată. Iulica. Lăsați-mă și pe frațul. Da, dar e trebuie să-i răspund. Deci, haideți să înțelegem o dată pentru toată lumea. E pentru prima oară când un premier în România, de când am intrat în Uniunea Europeană, își spune exact punctul de vedere care corespunde majorității cu românești. Punctul de vedere a foarte multor cetățeni români. Da? Asta pentru mine e un semnal foarte, foarte bun. Da? Și a punctat foarte bine. Numai că domnul ăla n-a vrut să o asculte. Adică a ascultat-o, dar îi treceau vorbele așa pe lângă urechi. Mă refer la domnii și doamnele din sală care au vociferat în timp
Ce, și care erau tot drumul? Doamna Macovei, nu ai ce să mai faci cu doamna, domnul... da? Dânsa are ținta făcută, aia spune, aia spune, aia bate piu așa, da? Nici nu recunoaște ceea ce a greșit, eu da? Apare... Cel puțin fostul președinte Băsescu a recunoscut și pentru asta îl respect. Că Macovei a recunoscut forma, așa da. Și doi la mână că a avut și el, a greșit și el cu da. Cel de la serie. Iată, și cu... iată o altă dovadă, dacă nu v-am convins, mai fac un efort. Iată, încă o dovadă de echidistanță. Să acceptăm aberațiile legislative europene. O dovadă de echidistanță în informare. Ce vedeți acum tot în premieră, că nicio televiziune nu o să vă arate, credeți-mă, nicio televiziune nu o să vă arate. Au comandă să ne prostească ca pe proști. Ce suntem? O nație de manipulați. Iată adevărul istoric. Europa așa arată, drepturile LGBT, lesbiene, gay, bisexual și transgenderi în... Au, în ordine, Austria, Cehia, Germania, Lich. O să curgă încet lista asta, nu-i da drumul, stai un pic. La început, homosexualitatea, recunoscută, adică la noi în România făceai pușcărie până în 1996, dacă mi-aduc aminte nu, bine. 90. Nu e adevărat, vezi, ești în eroare. Bă, n-auzi, ești în eroare. A fost dezincriminată din codul penal în 96. Cine a făcut pușcărie pentru asta, de 90. Ești, a fost condamnată, băi, vorbiți aiurea, în 1996. Nu, tu vorbești, a fost... Întreaga legislație dinainte public. De 90. Nu fac pariu. Eu îmi dau demisia de în presă sau tot de la sindicat. N-auzi că o fată a fost condamnată în 95 sau 96 pentru lesbianism în România? Nu vorbi dacă nu știi. Pentru deci, oameni buni, în România... Lesbianism sau pentru promovare pentru, de pentru relații homosexuale. Era în codul penal. Repet. Aveți, dă-mă, lasă-mă, lasă-i pe invitați. Aveți țara, la fiecare țară. Când a fost dezincriminată homosexualitatea, când a fost stabilită uniunea civilă, parteneriatul, căsătoria și adopția la grupurile minoritare gay. Repet, Austria. Din 1971 homosexualitatea s-a legalizat. Din 2010 parteneriatul civil. Din 2019 căsătoria, iar din 2016, atenție, în baza atenție la Austria. În baza parteneriatului, asta îi spun lui Șerban Nicolae și ălora care spun, da, dom'le, vă dăm parteneria și gata. Uitați-vă la Austria, bine, nu mă dă pe post asta. Austria acceptă adopțiile în cupluri gay din 2016, deși căsătoria a fost acceptată, abia va fi acceptată, s-a legalizat din 2019, de la 1 ianuarie. Cehia, în 1962, ca parte a Cehoslovaciei, a dezincriminat homosexualitatea în vremea comunismului. Parteneriatul în 2006 încă nu a legalizat Cehia căsătoria și nici adopția nu le-a legalizat. Și așa mai departe. O să circule încet în Germania, în 68 în Germania de Est, în vremea lui Honecker, în Germania de Est era legală homosexualitatea, nu făceai pușcărie, la noi făceai pușcărie și după Revoluție. În 1969, în Germania de Vest, parteneriatul în 2001, căsătoria în 2017 și adopțiile în 2017. Deci ce spunem, că asta dacă este noi o să începem reală. Cu parteneriatul, asta o să mai treacă vreo 15-20 de ani. Mai departe. Dacă se va ajunge la căsătorie, da. Bă, dar stai un pic, că văd ceva, Teddy, și nu înțeleg. Ăia doi n-au cum să fie, mă, căsătorie. Ăia doi, pardon, prim-ministrul Liechtensteinul... A, Liechtenstein, mă, nu Luxemburg, are cum. Iartă-mă, iartă-mă, am greșit. Dă-i cu cărbuni, citiți, oameni buni. Țara. Anul și ce s-a întâmplat? Când a fost legalizată căsătoria, când parteneriatul, când adopțiile? Ca să înțelegeți pe ce drum ne aflăm și ce presiune e pe România. Băi, Tudor, acum îți dau un alt exemplu, da? Prostituția în Germania e legalizată? Nu știu. Este. Nu știu. Informează-te că este. Nu știu, am spus. Este. Probabil. În Olanda, nu probabil, sigur. E industrie. Olanda, este? Da, da, este. În Olanda, da? Știu. În România este? Nu. Nu. Există prostituție în România? Fără doar și poate. Da? Și de ce? Nu o legalizează? Să nu vorbim de prostituția politică. Nu o legalizează pentru că sunt proști. Adică o sursă uriașă de bani, o scapă de la buget, nu o impozitează, nu o taxează, plus că există lipsa unui control, plus că există pericole uriașe. Mai multe pericole și așa mai devreme. Du-te tu și spune... Așa se va întâmpla și aici. Spune tu, biserică... Nu o să legalizăm căsătoria între doi bărbați, dar ea o să se întâmple. Bine? Sub formă de parteneriat. Bine, nu. Dacă nu poți să-i controlezi. Ok. Cum poți să-i controlezi? Cum poți să-i controlezi? Da. Totul se rezumă la bani, la dreptul după de parteneriat. Moștenire. Băi, repet. După parteneriat, cum poți să-i controlezi? N-ai cum să-i controlezi. Repet. În România legal, atenție, legal, un bărbat sau o femeie singuri pot adopta un copil. Așa e legea română.
poți adopta și singur. Tu, Iulian Surugiu, dacă vrei, n-ai fi cu Rodica, ai fi singur, ai putea să înfiezi un copil. Așa e legea română. Știe cineva dacă ăla care înfiază singur este homo sau nu? Și dacă e gay sau nu? Dacă sau e lesbiană? Dacă e toate justiția din România, cineva... Vacove, spune, dacă am suspiciunea rezolabilă că adoptă copilul să facă prozelit, l-am înhățat. Asta spune justiția pe care o apără Consiliul European astăzi. Da. Mai departe, mergem în emisiune și nu mai știu ce trebuia să fac. M-am pierdut că mă uit... ce-am că dăm încă o dată sincronul Dăncilă, dar înainte să dăm sincronul Dăncilă, vă rog, mare atenție, citiți aceste tabele care arată situația în toate țările Uniunii Europene, ca să știți către ce se îndreaptă România, de ce este atât de mare presiunea, de ce la Bruxelles România e tăvălită cașnițelul până făină, pentru că nu vrea, România prin reprezentanței nu dorește să meargă pe calea pe care dorește Uniunea Europeană să mergem. Și credeți-mă, încă o dată spun, îmi asum, îmi pun puțină credibilitate la bătaie. În România, căsătoriile între persoane de același sex vor fi legalizate. Când? Am trăit și nu vedea. Pentru asta a fost scandalul, ci pentru dreptul proclamat de Dăncilă al României de a-și negocia prețul la propriile bogății. Nu s-a discutat despre homosexual și căsătorie. Ce legătură au bogățiile cu... Ci despre justiția din România. Zici că războiul ăsta e războiul familiei pe bogățiile? Nu. Sunt amestecate aici. Sunt amestecate, Tudore. Că e foarte important. Importante sunt resursele, cum sunt și unde se duc. Bine, da? Am înțeles. Revenim, pe asta a fost scandalul. Revenim astăzi. După 2-3 minute cu halucinanta teorie a lui Surugiu și a lui Dogaru, precum că legea offshore e corelată direct cu referendumul pentru familie. Nu am venit să dau socoteală. Pentru cine vrem să construim un sistem de justiție viabil în România? Pentru MCV? Pentru instituții? Pentru magistrați? Pentru politicieni? Evident că nu. Trebuie să facem o justiție corectă pentru cetățeni. Ei sunt beneficiarii măsurilor din Parlamentul European sau din parlamentele naționale. De la cetățeni trebuie să înceapă orice discuție. Justiția trebuie să fie garanția că legile și drepturile cetățenești sunt respectate. Ne-am întors în direct, iată cele, nu vedeți chiar tot, dar vă spun eu, cele 14 țări, stimați telespectatori, ăsta este adevărul istoric, nu vi se spune. Sunt 14 țări care, acum le vedeți, pe care le vedeți în premieră la noi în emisiune, care prin Constituția lor au stabilit că o căsătorie poate fi rodul legăturii legale dintre un bărbat și o femeie. Țările sunt Polonia în 1997, Ungaria 2012, Croația 2013, Slovacia, mă scuzați, 2014, Bulgaria 1991, Serbia, poate îi dai și play un pic să curgă. Nu mai merge, mă, gata, s-a blocat. 2006. Serbia 2006, Belarus, citesc eu acolo începutul 1994 spre toamnă. Și de aici nu încă mai așa. Suntem în stare să-i dăm drumul, că s-a blocat. Și România 2018. Ce-ai zis? România 2018. Dar România 2018. Poți să adaug un dar? Da. Uite-le, sunt toate apărute acum. Adinauri. Da. Dar la Bruxelles n-a fost vorba o secundă despre căsătoria între o bărbat și o femeie și despre legislația de tip stalinist din România care trebuie schimbată dacă vrei să supraviețuim. Ați făcut o afirmație și vreau iar să spun dacă o susțineți, legea offshore iar și rezervele spate, de gaze de la Marea Neagră. Iar păi nu, spate, stai mă puțin, că așa e lăsat pe oameni. Da, și tu și Surugiu. Este dreptul nostru de a lua redevențe de 1 miliard, nu de 25 de milioane de euro, pe propriul nostru gaz. Asta e bătălia. Care, după părerea ta, Dogaru, stai puțin, după părerea ta, Mircea Dogaru, ia stai mă puțin, că vreau să întreb așa, care e procentul, după părerea ta, pe care România ar trebui să-l ia? Uitați lista celor 14 țări, o aveți anul în care au pus în Constituția lor căsătoria între un bărbat și o femeie. Astea sunt cele 14 țări, bineînțeles, din zona europeană. Nu mergem în Africa sau în unde
emisfera, poate căsători în emisfera cu patru vestică. Femei dacă e musulman. Cum? Un bărbat se poate căsători cu patru femei dacă e musulman. Da, și are și acestea sunt cele. Ia spune, domnule, care e legătura între offshore, gazele de la Marea Neagră și referendumul ăsta, că n-am înțeles, domnul Surugiu. De ce spune? Este praful în noi care ni se arungă, să nu vedem că cea mai importantă problemă acum este ducerea pe apa sâmbetei a gazului românesc, care este în exploatare deja. Orice clasă politică din orice țară ar lupta pentru 51%. Olanda și-a luat compania de stat în momentul în care la Groningen au descoperit o rezervă uriașă de gaz și au luat redevență statul olandez, regatul olandez, 50%. Da, iar noi negociem pe un 13% pe care nici pe ăla e cu deduceri, cu investiții. Deci minim 51% asta, ca e, să deține asta control. E o prostie și cineva și-a comisiune. Da? Da. Aveți vreo dovadă? Păi altfel nu ai cum, da? Stai, zis cine. Stai să ne înțelegi. Da. Bine, aici sunt alturi deci, de tine. Nu că deci ți-am avem cum, iar da? Este o trădare de țară. O trădare de neam și de țară. Acestui popor păi mai bine, fără doar și poate. Dumnezeule, politician, ia-mă și fă ceva și bagă tu bani acolo și se poate bani pentru popor. La rezervele, numai o secundă, vă rog. Clem care nu reprezintă SUA, ci multinaționalele și Dragnea. Bine, bine, la rezervele care le are România, da? Nu avem voie, nu avem voie să avem prețul ăsta la petrol și la gaze. Dă-te rog frumos, Teddy, postarea doamnei Clotilde Alman. O să vedeți cum o persoană extrem de vocală, extrem de cunoscută în București, și nu doar în București, în tot USR-ul lui Dan, cum îl chema pe la mână? Numai lui Dan... Nu, Barna, Nicușor, Dan, bravo. Eu nu, eu pe domnul Barna nu-l consider președintele USR-ului, neam președintele USR-ului și va rămâne cât timp va exista partidul ăsta, este Nicușor Dan. E cel care a făcut partidul și l-a băgat în Parlament. Foarte corect. A? Foarte corect. Adevărat, ăsta este, pardon, asta e părerea mea, domnul Barna, îmi cer scuze. Ați uzurpat un loc și l-ați luat nemeritat, acela de președinte USR. Doamna Clotilde Alman, iată ce scrie, dă-mi și mie în plasmă să văd că nu văd să citesc la 2 km, Teddy. În plasmă, zice așa, Clotilde Alman. Românii verzi, un fost ungar, Șerban Nicolae, îi cere demisia lui Franz Timmermans. Prezidențiabilul Pleșoianu, PSD, cere expulzarea ambasadorului american Clem. Un condamnat de primă instanță și-a închetat în dosarul Black Cube, fostul nostru invitat pe telefon, domnul Dragomir, vrea ieșirea României din UE. A spus omul că nu vrea, doamna Dalman. O doamnă europarlamentar declară că nu avem nevoie de parteneriat strategic cu SUA. Nu știu cine, dar o bănuiesc pe cum o cheamă, mă... De la... ce-mi scapă? Pe Monica, am acolo. Mă, e una... Având în vedere că nu știu cum o cheamă, o analfabetă, îmi scapă cum o cheamă. Tăricianu spune că cei de la Comisia Europeană nu au expertiza necesară. Alt condamnat penal stă ghiocel să scape de închisoare. Cum vi se pare... Am o întrebare. Cine e doamna? E o doamnă căsătorită și cu patru copii. Cine e doamna? Știi cine e? Da, știu cine e. Da, și ce a făcut ăsta pentru România? Bună întrebare. A făcut ceva? Da, a făcut. Răspunsul... Eu n-am văzut-o nici la Revoluție, n-am văzut-o nici pe timpul Ceaușescu pe aici. N-am văzut. Publicitate, publicitate 2-3 minute, că așa e formatul și revenim imediat. Ortopedica. Performanță pentru starea ta de bine. Ne-am întors în emisiune... În mod deontologic, corect, moral, cum vreți, am de citit un drept la replică pe care mă obligă CNA-ul să-l citesc din partea unei doamne numită Carmen Constantin, care a făcut următoarele precizări în urma prezenței profesorului universitar dr. Monica Pop în emisiunea mea acum ceva timp. Subsemnata Carmen Constantin depun următorul drept la replică. Dă-mă ilustrație că citesc mai greu că sunt mai bătrân. La data de 16.07.2018, Monica Pop a participat la emisiunea Se întâmplă acum, difuzată pe B1 TV. În timpul emisiunii au existat discuții pe tema dezvăluirilor făcute de jurnalistul Cătălin Tolontan cu privire la ilegalitățile conducerii Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice București, în contextul în care doamna a emis recent o ordonanță de clasare față de Monica Pop. Pe lângă acuzațiile extrem de grave aduse lui Cătălin Tolontan, Monica Pop a avut permanent un limbaj jignitor, folosind expresii precum ați publicat numai mizerii sau nu, putea să-mi spună dobitoacă și eu să nu-i spun boule. În acest context al discuției, aș fi o psihopată. Totodată Monica Pop a lăsat să se înțeleagă faptul că ar exista și o hotărâre judecătorească definitivă care să-i confirme spusele. Ambele afirmații sunt false și jignitoare în același timp, menționez că nu eram prezent în emisiune și nu aveam nicio legătură cu problemele discutate. Dând dovadă de lipsă totală de profesionalism, moderatorul emisiunii nu a făcut niciun fel de reacție și a lăsat-o pe Monica Pop să vorbească în mod jignitor cu privire la persoana mea, fără să o contrazică și fără să-i solicite dovezi, cu toate că eu nu eram prezentă în emisiune.
pentru a mă putea apăra, în mod normal, moderatorul ar fi trebuit să o dea afară din emisiune pe Monica Pop, din moment ce a dovedit că nu e capabilă să susțină o discuție rațională, argumentată și fără să folosească expresii jignitoare și acuzații false la adresa altor persoane. Solicit ca postul B1 să-și ceară scuze în mod public pentru faptul că a permis să fiu jignită de Monica Pop în mod repetat și să-mi aducă o serie de acuzații nesusținute de vreo dovadă. Solicit ca scuzele și dreptul meu la replică să fie publicate și pe pagina de internet a postului timp de o săptămână. Doamne ajută să fii sănătoasă. Asta e tot. Cer drept la replică. Poftim? Cer drept la replică. În mai multe emisiuni m-ai făcut omul lui Putin. Eu cont în bancă n-am, mașină n-am, telefonul mi l-ai văzut. Da? Ministrul nu sunt nici măcar președinte al României. Da? Dacă aș fi omul lui Putin, aș fi măcar ministru sau președinte al României, corect? Dom'le, acuzele că ești agent FSB au fost violente și repetate. Eu mi-am făcut datoria și moral și cum vrei să spun pe post că eu... Acuzele respective, ca să lămurim o dată problema, au fost în baza unor fotografii pe care eu le-am publicat de la întâlnirea a 8 inși pe teme culturale, filozofice și istorice cu un individ care era la modă atunci la Moscova și nu mai este. Între timp fiind parașutat de Putin. Da. Bun, se mai întâmplă și lucruri de astea. Eu cred, numai puțin... Înainte de asta am fost făcut agenția aici, acum al Vaticanului. Eu aș vrea să spun următorul lucru, că oamenii ăștia care conduc țara, politicieni, speță, parlamentari, ar trebui să focuseze pe problemele românilor. Neapărat trebuie terminată țigănia asta. Eu cred că nu mai există țară în lume unde să fie criticată de proprii ei cetățeni, de proprii ei politicieni. Nu te-ai văzut ce țigăneală au făcut europarlamentarii români la Bruxelles? V-ați văzut? Ei fac lucrul ăsta de foarte mulți ani. De aceea suntem în situația asta. An la rând s-au dus și au mințit acolo. De ce se întâmplă așa? Cu tot respectul, istoria e subiectivă. Nu e subiectivă. Istoria adevărată nu e. Depinde de cine e scris. Prost destul. Okay. Aici avem dreptate. Prostul Fudul nu acceptă etalonul. Din cauza asta nu e. Păi nici nu-și dă seama că e prost, domnule. Ne oprim cu dezbaterea. Nu-și dă seama că e prost. Rămâneți cu emisiunea noastră pentru că urmează rubrica dedicată centenarului Marii Uniri. În anul de zi. Dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, mâine la ora 4 ne vedem din nou. Rămâneți cu noi pentru că vine bună România. Deci, cum era azi, dar fix cu 100 de ani în urmă? Bună, Codruța! Bună, Tudor! Ei bine, azi, fix cu 100 de ani în urmă, continuă ancheta în legătură cu monstruoasa căsătorie a principelui Carol cu Zizi. În această situație avem o scrisoare a însărcinatului cu afaceri străine al Serbiei, Nastasievici, care, ca o reacție la ceea ce a apărut în presa din București și Iași, că doi supuși sârbi ar fi fost implicați în această căsătorie, frații serbici, vine, se simte dator să aducă o serie de explicații și anume faptul că naționalitatea acestora nu e nici pe departe sârbească, că ei de fapt provin din părinți români și supus austriac, unul sigur era supus austriac, iar cel care fusese martorul căsătoriei era chiar supus român. E adevărat, el încerca să se înroleze în armata sârbească, însă a fost refuzat tocmai pe acest motiv. În final, face o descriere destul de proastă acestui personaj, spunând că nu este de încredere. Însă ceea ce ținea cu adevărat atenția publicului, a populației și a oamenilor politici, era arestarea lui Alexandru Constantinescu, zis și porcu, aici într-o fotografie de grup, celebru în epocă pentru faptele sale reprobabile, însă nu pentru faptul că a folosit zeci de vagoane ca să-și care averea în timpul refugiului, al exilului, nu pentru faptul că era recunoscut că lua mită a fost acuzat, ci adunarea deputaților în această zi a hotărât, a votat arestarea lui pentru girarea necinstită a Ministerului de Interne în timpul mandatului Brătianu. Schimbăm registru în domeniul farmaceutic. Licențierea farmaciilor, a drogheriilor, angajarea personalului era pe acum 100 de ani o treabă extrem de serioasă. Exista un regulament din 1900 care impunea o serie de condiții considerate de unii, vom vedea în această scrisoare, destul de severe, și anume 4 ani de liceu și 2 ani de practică, ceea ce un grup de droghiști
considera a fi prea mult, neputând realiza acest stadiu de pregătire. Aici avem lista droghiștilor din 1918. Foarte tare. Bine, răspunsul ministerului a fost strict și prompt. Există farmaciști cu pregătire mult mai înaltă, 6-8 ani de liceu plus 6 ani de farmacie, care oferă garanții mult mai mari, ceea ce e foarte important având în vedere că este vorba de sănătatea populației. Acum 100 de ani, iată, la Washington avea loc o întâlnire în care are loc un discurs foarte emoționant pe tema dreptului de autodeterminare a directorului Comitetului Executiv al Federației Statelor din Europa Centrală, Herbert Adolphus Miller, care face o comparație extrem de interesantă, și anume că, așa cum Houdini are succes în actele sale de magie, îndepărtând atenția publicului spre alte evenimente, așa se întâmpla și în Europa din acele timpuri, acțiunile de pe frontul de vest distrăgând atenția a ceea ce se întâmpla cu statele din Europa Centrală. Și n-aș vrea să închei această prezentare fără a spune că în această noapte de 13-4 octombrie, Max von Baden, noul cancelar al Germaniei, trimite o telegramă președintelui Wilson, prin care Germania acceptă încheierea unui armistițiu.